29. Coborârea Ofițerul 2 Chang se confruntase cu această problemă din clipa în care Galaxy fusese adusă cu succes spre surprinderea și ușurarea sa pe orbita de transfer. În următoarele câteva ore se afla în mâinile lui Dumnezeu sau măcar în ale lui Sir Isaac Newton nu aveau altceva de făcut decât să aștepte frânarea finală și manevrele de aterizare. Câteva momente se gândise să o înșele pe Ross imprimându-i navei un vector de direcționare invers când vor fi foarte aproape de țintă și să o ducă din nou în spațiul cosmic. Ar putea ajunge pe o orbită stabilă iar de pe s ar putea organiza o misiune de salvare dar exista o obiecție fundamentală. El nu va mai fi în viață ca să fie salvat. Deși Chang nu era un laș, nu-i plăcea ideea de a deveni un erou postum al călătoriilor spațiale. În orice caz, șansele sale de supraviețuire în următoarea oră păreau minime. I se ordonase să ducă la sol neajutat de nimeni o navă de 3000 de tone pe un teritoriu complet necunoscut. Era genul de ispravă pe care n-ar fi încercat-o nici măcar pe luna cea familiară. Câte minute mai sunt până încep să frânezi întrebăros? Poate că era mai mult un ordin decât o întrebare. Era clar că ea știa principiile de bază ale astronauticii, iar ce renunță la ultimele sale fantezii de mente de a o trage pe sfoară. Cinci rosti el în silă. Pot să comunic celorlalți să se pregătească? Mă ocup eu de chestia asta. Dăm microfonul. Aici cabina de comandă, începem frânarea în 5 minute, repet, 5 minute, terminat. Oamenii de știință și ofițerii adunați în sala de mese se așteptau la acest mesaj. Avuseseră un dram de noroc. Monitoarele video externe nu fusese închise. Poate că Ros uitase de ele, dar mai probabil nu se s-închisise așa încât acum puteau asista neputincioși la propriul lor sfârșit. Semiluna acoperită de nori a Europei umplea acum câmpul vizual al camerei de luat vederi din spatele navei. Nu exista nicio spărtură în podeaua de vapor de apă care se recondensau pe drumul de întoarcere în partea întunecată. Acest aspect nu avea importanță, din moment ce aterizarea va fi controlată de radar până în ultimul moment. Va prelungi, însă, agonia celor de pe navă care urmăreau întreaga operațiune doar cu ochiul liber. Nimeni nu se uita la corpul ceresc care se apropia cu mai multă concentrare decât omul care o studiase cu atâta frustrare timp de aproape 10 ani. Rolf van der Berg așezat într-unul din fragilele scaune cu gravitație redusă cu centura de siguranță ușor strânsă, aproape că nici nu observă revenirea gravitației când începu frânarea. În 5 secunde motoarele erau la putere maximă. Toți ofițerii făceau calcule rapide pe computerele lor de buzunar. Fără a avea acces la datele din cabina de comandă, această îndeletnicire semăna mai mult cu ghicitul, iar capitanul la plas așteptă să se formeze un consens. 11 minute anunță el imediat, presupunând că nu reduce forța de propulsie, care e la maximum acum. Și presupunând că va pluti la o altitudine de 10 km chiar deasupra perdelei de nori. Apoi va coborâ direct în jos, ceea ce s-ar putea să mai ia 5 minute. Nu mai era necesar să adauge că ultima secundă a acestor 5 minute va fi momentul cel mai critic. Europa părea hotărâtă să-și păstreze secretele până la sfârșit. Când Galaxy se oprine mișcată chiar deasupra păturii de nord de sub, nu se vedea încă nici urmă de pământ sau de apă. Apoi, timp de câteva secunde agonizante, ecranele deveniră complet negre. Cu excepția imaginii echipamentului de aterizare rar utilizat, dar acum complet desfășurat. Cu câteva minute mai devreme, zgomotul care îl făcuse în momentul în care fusese activat provocase o scurtă senzație de panică printre pasageri. Acum singurul lucru pe care și-l doreau era ca acest echipament să-și facă datoria. Cât de gros e norul ăsta nenorocit, se întrebă Vanderberg. Se întinde oare până jos de tot? Nu se spărgea subțindu se în fuioare. Și iată noua Europa întinzându-se după câte se părea doar la câteva mii de metri mai jos. Era cu adevărat nouă. Nu trebuia să fii geolog ca să-ți dai seama de acest lucru. În urmă cu 4 miliarde de ani, terra pe vremea copilăriei ei arătase tot așa. Iar pământul și marea se pregăteau să înceapă lupta lor fără sfârșit. Până acum 15 ani aici nu fusese nici pământ, nici apă, doar gheață dar gheața se topise în emisfera situată cu fața la Lucifer. Apa rezultată din acest proces s-a evaporat și a fost depozitată în ghețurile veșnice de pe partea întunecată. Deplasarea a miliarde de tone de lichid dintr-o emisferă în cealaltă a expus astfel străvechi funduri de mare care nu cunoscuseră niciodată palida lumina extrem de îndepărtatului soare. Poate că într-o zi acest peisaj contorsionat va fi îndulcit și îmblânzit de un covor de vegetație. Acum existau șuvoie de lavă și suprafețe de nori fumegând ușor, întrerupte din când în când de roci acoperite de straturi ciudat de oblice. Este clar că zona aceasta a fost supusă unor dislocări tectonice Lucru puțin surprinzător din moment ce fusese martorul nașterii unui munte de dimensiunea Everestului. Iată-l profilându-se deasupra orizontului nefiresc de închis. Rolf Vanderberg simțiu o apăsare în piept și furnicături în ceafă. Fără ajutorul simțurilor îndepărtate și impersonale ale instrumentelor de această dată cu proprii săi ochi, vedea muntele visurilor sale. Așa cum știa foarte bine, avea aproximativ forma unui tetraedru în așa fel înclinat încât unul dintre pereți era aproape vertical. Acest lucru ar putea constitui o plăcută provocare pentru alpiniști chiar și în această gravitație. Mai ales că nu puteau înfige pitoane în el. Vârful era ascuns în nori, iar o mare parte din peretele cu pantă blândă ce se afla în fața lor era acoperită cu zăpadă. Din cauza asta s-a făcut atât tapaj, murmură cineva dezgustat. Mie îmi pare a fi un munte perfect obișnuit. Eu zic că atunci când ai văzut unul, ceilalți îi făcură furioși semn să tacă. Galaxii se îndrepta acum încet spre muntele Zeus în timp ce Chang căuta un loc potrivit pentru aterizare. Nava avea foarte puțin control lateral dat fiind faptul că 90% din puterea de propulsie trebuia folosită doar pentru susținerea navei. Exista forță motrice suficientă pentru a pluti timp cam de 5 minute. După aceasta, Chang încă mai avea posibilitatea de a ateriza cu bine, dar n-ar mai fi putut decola niciodată. Neil Armstrong trebuise să facă fața aceleiași dileme cu aproape 100 de ani în urmă. Dar el nu pilotase cu un pistol ațintit asupra capului său. Totuși, în ultimele câteva minute, Chang uitase complet atât de armă cât și de ros. Toate simțurile erau concentrate asupra îndeletnicirii sale. Practic, el era o parte din uriașa mașinărie pe care o controla. Singura emoție umană rămasă era nu frica, ci veselia. Aceasta era sarcina pe care fusese antrenat să o execute. Acesta era punctul culminant al carierei sale profesionale, chiar dacă s-ar putea să fie cea de pe urmă. Și exact asta și părea să fie. Poalele muntelui se afla la mai puțin de un kilometru, iar el încă nu găsise un loc de aterizare. Terenul era incredibil de accidentat, plin de canioane și presărat cu bolovan gigantici nu zărise niciun petec orizontal mai mare decât un teren de tenis. Iar acul roșu de pe cadran indica combustibil doar pentru încă 30 de secunde. Dar iată în sfârșit o suprafață netedă, cea mai plată pe care o văzuse. Era singura sa șansă în timpul care îi mai rămăsese. Delicat el manevră cu amabilitate cilindrul gigantic și instabil spre peticul de teren orizontal. Părea a fi acoperit cu zăpadă, da, era acoperit. Jeturile spulberau zăpada, dar ce e dedesubt? Pare a fi gheață. Probabil că e un lac înghețat, cât de gros, cât de gros. Lovitura de ciocan cu o putere de 500 de tone a jeturilor principale ale navei Galaxy lovi suprafața înșelător de ispititoare. O rețea de linii început să radieze rapid sub ea. Gheața pârâi, iar bucăți din ea începură să se răstoarne. Valuri concentrice de apă clocotită porniră în exterior în clipa în care jeturile de propulsie atinseră lacul dezgolit dintr-o dată. Fiind un ofițer bine antrenat, Ceang reacționa automat, fără ezitările care ar putea fi fatale. Mâna sa stângă dădu la o parte dintr-o mișcare piedica de siguranță. Mâna dreaptă apucă mânerul roșu ieșit la iveală și îl mută în poziția deschis. Programul eșec care dormise liniștit din clipa în care fusese lansată Galaxy prelo comanda și a zvârlit nava înapoi în cer.